Doi tineri de 16, respectiv 22 de ani din județul Ilfov au fost surprinși în flagrant delict de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale în timp ce încercau să vândă o replică a unui telefon unei persoane de 20 de ani din județul Botoșani. Cei doi au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani pentru 24 de ore. Mai mult decât atât, din verificări s-a stabilit faptul că cei doi ar mai fi comis fapte folosind același mod de operare și în alte județe. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune.